vorbeam de regele Cătălin Botezatu. Cum rezistă prietenia voastră de atâția ani? Care e secretul unei prietenii atât de frumoase? A, chiar am făcut o glumă în culise mai devreme, că am fost pe la el. Se spun că suntem aici, că ținem cu toții pumnii, deși, Doamne Dumnezeule, el este regele modei românești și nu numai, de 30 și ceva de ani. Tocmai spuneam, l-am văzut mai devreme, i-am spus că, Doamne, Pisi, ești atât de frumos, ai 20 de ani. Și 20 de ani de când? Zic, 20 de ani doar de când ai botezat copilul. Pe Alex al meu l-a botezat, deci acum 20 de ani, că Alex a făcut 20 și de ani. De unde rezultă că noi suntem prieteni de aproximativ 28 de ani. Și Nașu. Nașu. Nașu, regele Bote Popaia și mâinile lui eu. Îl adorăm, îl adorăm. Suntem suflet același, suflet aceea și inimă, one love forever and ever and ever. Ce spui despre Alex care vrea să se facă bancher? Ce zici de asta? Împlinește visul lui tata. Pentru că să știți că asta el face la ASE Finanțe Bănci și ăsta este un, face și un, are și un internship la o bancă. Exact. A, uite că a furat, măi, nu mai furat iubirea asta. Da, exact. Suntem fericiți. Este visul lui tata. Când era mic, tata îi spunea Alex Bancherașu. De unde rezultă că s-a împlinit un vis.